parte din secretul bunicii. Ok, caută. A, ce bine am făcut-o. E bine? Da, stai, că simt ceva aici. Ce? Uite, scrisoarea. Poate, da, cu siguranță scrisoarea. Ok. Hai să citesc. Hai să o citim. Dragi copii, din păcate nu știu codul servietei, dar îl puteți afla voi. Oricum, banii din servietă nu sunt atât de valoroși, dar aurul din clapa pianului este mult mai valoros. Bunicii voastre îi plăcea să audă doar prima strofă din Fiurelize, doar atât să cântați și voi. Ultima clapă nu va merge atât de bine pentru că are doar... pentru că are aur sub ea. Eu o să vă ajut să descoperiți toate secretele, chiar dacă nu sunt lângă voi. Cu drag, bunicul. Hai să ne ducem la pian. Ok, hai la pian. Haide. Cântă prima strofă din film. Ok. Așa aude bine ceva. Ce? Cântă de aici. Ceva de dedesubt. Ok. Ok. Dai, citesc eu. Ok. Oh, uitați ce scrie. Oh. Ok. 100.000 kilograme de aur. Hai să oare sunăm. Unde putem să le găsim? O să le căutăm. Ah, stai! Nu ne-am gândit. Asta e cecul. Noi n-am auzit de cecul. Trebuie să găsim aurul. E cecul ăsta. Da, și din cec o să găsim aurul, nu? Da, trebuie să-l ducem doar la autorități. Ce zicea bunicul? Da, exact. Deci? Ok, mama, ce prostăvan suntem noi, am crezut că trebuie să găsim aurul. Hai să sunăm la autorități, ok? Alo, autoritățile? Am găsit niște bani pe stradă, puteți să veniți repede să-i luați, vă rog. Vă rog, please, vă rog mult.